Vorbim un pic și despre familia dumneavoastră, că mi-ați prezentat băiatul astăzi. Da, am uitat numele, băieți. Mai spuneți o dată numele lui. Bogdan Ionuț. Bogdan, Bogdane, te pupăm să ai grijă de mămica ta, că mai facem o emisiune aici. Da, a terminat da. Ce facultate? Facultatea de Drept a terminat la Brașov. Foarte, foarte frumos. Înseamnă că din punct de vedere juridic sunteți foarte bine asistat aici. Încă aveți... nu, pe parcurs, până capătă experiența, mai durează. Eu despre asta vreau să spun acum, că aici chiar am rămas surprins, domnule. Și băiatul care vă ajută la treabă, dumneavoastră în calitate de patron, sunteți o coordonatoare extraordinară. Le-am cântat astăzi, trebuie să le spunem telespectatorilor noastre, personalul de la bucătărie întotdeauna. E super, dacă v-a plăcut ciorba de burtă, înseamnă că... Am fost împreună, nu le-am cântat noi împreună. Trebuie să felicităm bucătăreasa. Dom'le, și ospătare la dumneavoastră cântă. Bă, nu vă vin, uite, avem o grămadă de muzicați aici. Să-l chemăm. Aici, nu? Hai, l-am convins noi pe Hagi odată, dar minte. Hai, te rog să poftești lângă noi să-l prezentăm. Uite, te prezintă șefa. Dumneavoastră sunteți prezentatoare, aici în dreapta, da? Da. Este un ospătar pe care eu l-am format. Așa, așa. Hai, vă rog să-l prezentați dumneavoastră. Eu sunt invitat, dumneavoastră sunteți prezentatoare, spuneți acolo, să-i facem o prezentare frumoasă. Deci eu îl prezint sub formă de ospătar, deci este un ospătar foarte bun. Nu, acum e artist, gata cu ospătar. Dumneavoastră oferiți nota ca artist. Să știți. Eu pot să spun nota 10 pentru ospătărie. Restul aveți mare dreptate, că am zis eu, am zis de ciorba de burtă, am spus de toate, dar n-am spus cine m-a servit la masă. Domnul Titi Moruz. Hai să-l aplaudăm, să-i dăm microfonul, să ne cânte o strofă dintr-o melodie. Stați aici lângă noi, ca să-i cânt. Acum să văd eu cum te descurci cu șefa. Fii atent. Bună seara! Și... bine ai venit! Să știți, este ad hoc, n-am aranjat nimic, nu? Nu, sunt sincer. Așa, ia să vedem. Aș vrea să-i mulțumesc această cale doamnei Rodica pentru faptul că dumneavoastră m-a format, într-adevăr așa este, și sper că m-a format, zic eu, binișor, nu chiar bine. Din punct de vedere profesional, că nu are legătură cu muzica. Mai am până mă învăța mai mult. Iar pentru dumneavoastră am să dedic câteva cuvinte, știu eu, tot doamnei Rodica. Da? Doamna Rodica. Și pe această cale aș ruga să fie puțin mai bună cu noi. Eu deja am început revendicările, da. Păi, hai, cânte-ne o strofă dintr-o melodie ca să fim operativi. Și-a zis verde sălcioară, Mărie și Mărioară. Ai și un acordeon aici lângă mine. Mărie și Mărioară, ia un par de mă omoară. Îi parul să fii e de tei, când o-i da să sară-n trei, măi. Aplauze! Bravo! Să zicești, tu ești cea mai frumoasă. Te simt aproape când în ochi mă privești, tu ești cea mai frumoasă. Ești ca un vis venit acum din povești, tu ești cea mai frumoasă. Sunt fericit când știu că tu mă iubești, tu ești cea mai frumoasă. Iubirea mea vreau acum s-o primești, și-n visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Iubirea mea vreau de-acum s-o primești, și-n visul meu vreau să te regăsești. Ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. La nunta noastră ca o zână tu ești, cea mai frumoasă. Și inima
cu drag tu mi-o dăruiești. Tu ești cea mai frumoasă în seara asta cât de mult strălucești. Tu ești cea mai frumoasă, fermecătoare ești atunci când zâmbești. Tu ești cea mai frumoasă, iubirea mea vreau acum să o primești. Și în visul meu vreau să te regăsești, ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Să te regăsești ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Iubirea mea vreau acum să o primești, și-n visul meu vreau să te regăsești ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Iubirea mea vreau acum să o primești, și-n visul meu vreau să te regăsești, ca o minune, o magică stea, să lumineze de-acum viața mea. Ei, ce spui? Tu ești cea mai frumoasă. A zis bine să mă rec. Această melodie, sigur, în primul rând pentru gazda noastră, doamna Rodica, pe care vreau să o mai aplaudăm încă o dată! Dar și pentru dumneavoastră. În primul rând vreau să vă prezint, e bine? Da? Cum? Numele Dumitra, cumva? Vlase, cumva? Ce melodie? Ce melodie? De fapt, o melodie. Am să mor de foc și dor. Thank you.
dragii mei, o să invit lângă noi formația Mondial. Bună seara și bine v-am găsit! Câteva cuvinte despre această formulă interesantă. Despre această formulă îi dau voie colegului meu. Hai că mă duc eu la el. Mie îmi place mai mult să cânt. Prezintă acordeonistul, hai, zi acolo. George Leu, domnul profesor. Lasă-l și pe el să spună ceva. Spune să zică și el ceva acolo. Bună seara, Georgică. Bine v-am găsit și mă simt bine aici la dumneavoastră. Mulțumim pentru invitație. Și să ținem tot așa. Așa da, mai zic și eu. Domnul Andrei. Ică Leu mă numesc, fac parte din formația Mondial. Ferească Sfântul să nu mai faci parte după aia. Cât suntem cu dumneavoastră, facem parte. Corect, suntem o echipă, da, în seara asta? Atâta timp cât este veselie, ne simțim bine împreună, facem o echipă. Ok, e tot în regulă, da? Aveți vreun mesaj, eu știu, poate aveți vreun sponsor, ceva? Nea Vasile, da, fără nume de firmă, că nu facem publicitate. Nu, nicio firmă, oricum, firma știe, este acolo undeva. Așa. Pentru toate cunoștințele mele, ar însemna să vorbesc vreo 3 ore acum. Ai, nu, trebuie să-și cântăm. Toți cei cunoscuți, aș vrea să-i mulțumesc domnului Mitroi Nicolae. Da, da, da. A fost cândva prefectul Brăilei. Prin intermediul dumnealui am cunoscut foarte multă lume, nu pe plan profesional, prin intermediul cântatului. Foarte frumos. Pe alt plan. V-a sprijinit în activitate. M-a sprijinit foarte mult și îi doresc multă sănătate și tot ce își dorește în viață. Prima puteți melodie. Aplauda. Așa, prima melodie. Prima melodie este dedicată fetei mele, așa. Fata mea, nume de floare. Și următoarea un pic mai târziu, dacă se poate. Da, da, da. O singură melodie deocamdată și după aia facem o mică schimbare, da? Fata mea, nume de floare.